Dinu Lipati a fost un geniu și rămâne un geniu al pianului. Dinu Lipati a fost și este un geniu al componisticii. Dinu Lipati a fost și este un geniu al pedagogiei. Mai presus de toate, cei care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au prețuit, au depus mărturie că Dinu Lipati a fost un om extraordinar de bun. Un om atât de elegant, atât de frumos, încât părea făcut din plămada din care sunt făcuți sfinții sau chiar îngerii. Eu m-am îndrăgostit de Dinu Lipati când aveam 12 ani. Profesorul meu de atunci, fost elev al doamnei Nadia Boulanger, a venit într-o zi la orele de curs cu un disc de vinil, mi l-a întins și mi-a spus simplu, ascultă-l, e cel mai mare pianist al lumii. De pe coperta acelui disc mă priveau doi ochi absolut uriași, magnifici, un chip superb, cu o gropiță în obrazul stâng, care m-au cucerit imediat. Dinu Lipati era un prinț, a fost un prinț al pianului și m-a cucerit, a cucerit-o pe fetița care eram atunci, la prima audiție, exact ca un prinț. M-a cucerit definitiv, total și pentru totdeauna. Am ascultat atunci cele două concerte celebre, înregistrările lui cu Grieg și cu Schumann și am avut o revelație extraordinară, revelația perfecțiunii și a frumuseții absolute, a unei păci pe care n-am mai întâlnit-o decât la el și pe care mi-o doresc întotdeauna. Anii au trecut și am continuat să-l ascult pe Dinu Lipati și când îmi era bine și când îmi era greu, el a devenit mentorul meu, prietenul meu, cel mai bun și mai frumos prieten pe care mi-l puteam dori, modelul meu de viață și modelul de artist absolut. Artist care caută frumusețea în permanență, ca expresie, frumusețea ca expresie a binelui și a adevărului. Moștenirea lăsată de el, deși e micuță, ca întindere, are o valoare inestimabilă. Înregistrările lui ne însoțesc mereu, iar compozițiile lui încep abia acum să fie descoperite. Și cred că la asta ne-am adus și noi aportul, eu și mica mea echipă de la Casa Artelor Dinu Lipati, pentru că credem că este foarte important ca Dinu să fie cunoscut sub toate aspectele genului său. În schimbul frumuseții pe care mi-a dăruit-o întreaga viață, i-am dăruit și eu lui Dinu ultimii mei 7 ani. În acești 7 ani, am înființat un festival care îi poartă numele și care se numește, simplu, ca o declarație, I Love Lipati. Am înființat o casă a artelor numită Dinu Lipati, care își desfășoară activitatea chiar în casa lui Dinu Lipati, casa lui din București, unde am reușit să-l aducem înapoi după 77 ani de la plecare. Am editat autobiografia, i-am editat biografia fratelui său Valentin, am editat pentru prima oară scrisorile lui, am dăruit unui mare număr de muzicieni din țară și din străinătate partiturile compozițiilor lui Dinu Lipati, am înregistrat pentru prima oară chiar în casa în care le-a creat și le-a studiat compozițiile pentru pian solo ale lui Dinu Lipati. Și în cei 3 ani de când ne-am născut, ca centru cultural al orașului București, muzica lui Dinu Lipati, moștenirea lui, se aude și se simte în fiecare zi. L-am cântat mereu, îl ascultăm mereu, vorbim mereu despre el, pentru că oameni ca el nu cred că se vor mai naște. Și pentru că
Dinu Lipati este un diamant. Un diamant care trebuie pus în coroana culturii românești și făcut să strălucească. Trebuie să-i iubim și să-i cunoaștem toate fațetele. Trebuie să le ajutăm să strălucească și să le facem cunoscute în întreaga lume. Strălucirea aceea, strălucirea aceasta, strălucirea geniului lui, a bunătății lui uriașe, a frumuseții lui umane și artistice, se va revărsa și asupra noastră și se revarsă mereu. Așa că astăzi, când se împlinesc 70 de ani de la intrarea lui în legendă, de fapt el intrase în legendă încă din ultimii ani de viață, ca să căpătăm putere să continuăm această bătălie pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o Dinu Lipati, moștenire de frumos și de bine, de adevăr și de artă supremă, am pus o întrebare unui număr de artiști și de oameni de cultură din țară și din întreaga lume. Mi-am întrebat simplu dacă în vremurile acestea, atât de dificile, atât de urâte uneori, atât de răsturnate, valorile pe care le reprezintă Dinu Lipati mai sunt importante. Dacă arta mai este importantă, dacă geniul mai are valoare, dacă mai avem nevoie de legenda Dinu Lipati. Ei ne-au răspuns și le mulțumesc pentru asta. Ne-au răspuns cu multă emoție și eu împreună cu mica mea echipă de la Casa Artelor Dinu Lipati, pregătind un eveniment care va ține 7 zile, vă invităm să ne urmăriți în aceste 7 zile cu toate darurile pe care vi le-am pregătit și să-i ascultați pe cei care au mărturisit despre Dinu Lipati. Mărturisiri din trecut, mărturisiri din prezent, mărturisiri pentru viitor. Dinu Lipati nu a murit, nici nu poate muri și sper să trăiască atâta vreme cât va trăi țara noastră care l-a crescut atât de bine și atât de frumos și l-a dat în dar întregii omeniri.